Bună seara, stimați telespectatori, bun venit la Arena Sportivă. Arena Sportivă care, pentru dumneavoastră, sigur, pentru cei care o urmăriți, se difuzează în fiecare luni seara de la ora 19, reluare marți seara de la ora 22, timp în care, sigur, că da, cum v-am obișnuit, am oameni deosebiți, oameni care de-a lungul vieții lor au făcut ceva pentru domeniul sportiv, oameni care s-au făcut remarcați și oameni de care poate dumneavoastră ați auzit sau nu. Dar despre cine am invitat în această seară în studio, o să las să se prezinte singur. Deci, vă rog. Mă numesc Petru Bologa, născut în 1937, 1 octombrie, în Comuna Bârsana, județul Maramureș. De Comuna Bârsana ați auzit, este o mănăstire deosebită. Da, este o mănăstire deosebită, timp în care și oamenii am avut posibilitatea să trec și să fiu, mă rog, oaspetele acestei comune și, mă rog, am fost și la mănăstire, oameni deosebiți din care și dumneavoastră cu onoare vă trage, să zic așa. Da, și mă mândresc cu aceasta, că sunt din Bârsana, oriunde mă duc, Bârsana, da. Am rămas orfan de mamă, mai tânăr ca de obicei și... Da. Școala tehnică sanitară care am făcut-o, am făcut fără mamă și am apreciat bunătatea colegilor și a celorlalți care s-au ocupat de mine în perioada, ca și un copil fără mamă. Deci da. Asta, da. Așa este. Am terminat școala sanitară, am intrat în producție, o intervenție trebuie să... N-am putut exersa meseria ca șofer de natură și am trecut în învățământ. Bineînțeles, după ce am terminat liceul la fără frecvență și învățământ, mi-am ales ramura sportivă. Am făcut și educația fizică, tot fără frecvență, meserie pe care o exersez și acum. De-o viață. De-o viață, exact. Și în ramură, cât am fost profesor, mi-am ales un sport care era obligatoriu, atletismul, ăsta trebuia să-l fac, un joc sportiv, care a fost handbalul, așa, și tenisul de câmp. De tenisul de câmp m-am atașat mai mult. Atunci era în vogă Năstase, Țiriac, Năstase. Tenzmins erau. Da, așa, Tenzmins. Codes erau. Da. Bucuria sau așa, că i-am văzut pe toți jucând. Și m-a atras. Și a atras și pe cei pe care i-am îndrumat spre portul ăsta. Pe când auzai de tenis, păi Năstase, păi Țiriac, tu faci tenis? Da, eu fac tenis, că îmi place și copii. Și am avut foarte, foarte mulți copii, pentru care, mă rog, acum îți mai mulți, dai antrenorul lui Monica Niculescu, Ciorbagiu Călin. Da. El, sau așa, la nivelul cel mai înalt care lucrează acum cu copii, da. Chiar acum am văzut-o, l-am văzut și la televizor, aseară a câștigat. Și nu, satisfacție când... Că sunteți acolo. Exact, acolo. Și au fost în Zalău, mi-au dat telefon, de câte ori vine... Nu uită de unde au plecat. Da. De fapt, așa este ca și dumneavoastră, că vă trageți, să zic așa, dintr-o viță de oameni modești, dar cinstiți și corecți și care nu au ofentat viața, ca să zic așa, cum a spus dumneavoastră, meleagurile celebre ale Bârsanei, dar valurile vieții v-au dus și în armată, să zic, că se făcea armată pe acel timp. Da. Armata am început-o la Timișoara, la Săcălaz, practic, Săcălaz, acolo. Lângă Timișoara. Lângă Timișoara, da, Săcălaz. Da, și la un moment dat trebuie trecere în rezervă.
Și am zis, nu trec în rezervă, vreau să-mi termin armata. Și asta mi-a dus destul de bine. Am ajuns în Zalău, că s-au desfințat regimentul și unii, în Zalău, din Zalău era socra, așa, cunoștință, așa am cunoscut-o pe soția, în 60 m-am căsătorit, rămas aici și activitate pe două fronturi, sportul și meseria. Bun. Să nu vă întrerup și să firul de idee că aveți un plan specific de a comunica. Deci, dumneavoastră, efectiv, după ce ați venit din armată și ați zis că ați făcut, ați rămas la Zalău, în fine, toată v-ați făcut aici băștinați, să zic așa, al doilea. Exact, așa? Exact. Cum ați început, practic, mișcarea sportivă, să zic așa? V-ați înulat în învățământ? În armată. În armată, haideți să luăm din urmă. Exact, în armată am făcut activitate sportivă. Deci era concursul în armată. Erau acele multe, 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 da, și am participat la toate. Când am venit în Zalău, a fost cross 7 noiembrie, cross 1 mai. La sărbători trebuia participare. E participare. Și așa cu concurență cu cei din Maramureș, care aveam și legături și concurență. Și un fel de concurență. E vorba de echipa de acolo, primul concurs, asta a fost la Sighe, când am luat locul întâi. Da. Și au avut pe Hecco Iosif și l-au practic, cu colegia mea, cu un an mai mare ca mine. Participă și acum în competiții. Participă și acum în competiții și cu foarte valoros. Dar asta face. Deci face atletism. Întâmplarea a fost că anul trecut mi-au adunat pe patru persoane, el, eu, unul din Brașov și Arghita sau? Nu, din sud, din Galat? Sud, din Galat, de acolo. Am fost patru, am participat la campionatul național pe echipe. Deci la trecere valoroasă, în trecere valoroasă. Un fel, da, un fel. Și am luat locul 2. Ne-am trecut numai Brașovul. Nu, no, Brașov. Și a fost ceva să fie pe locul 2. La ce probă a fost aceasta? La alergare 5.000. 5.000, că participați și la 10.000. Și la 10.000, da. Că asta a fost până anul, acum spun, până anul ăsta, da. Am participat și 5.000 și 10.000. Și semi-maraton. Semi-maraton. Și foarte greu. Mi-am dat seama că e foarte greu. De anul ăsta renunț. A lăsat-o mai. Da, eu numai 100, 200, 400 și vreo 3 aruncări. Disuliță și greutate. Da, deci continuați cu ceea ce ați învățat de când ați fost în școală, exact. Polisportiv. Participat la tot ce se poate în materie. Da, la nivel național. La acest nivel național. No. Cu singura excepție a fost asta, când eu am luat colegul și am participat la pe echipe, la și am devenit vicecampioni europeni, ceva. Ați fost într-o perioadă în care chiar dumneavoastră ziceați în alte emisiune sub formă de glumă că nu știu pe ce stadion ați pe o arenă ați stat până când vă aștepta până când să stingă luminile. Da. Întâmplarea e că fiind cei mai în vârstă, peste 80 de ani. Altri, am fost, cum să zic, ultimul, da. Și dar n-ați renunțat? Nu, n-am renunțat. Și asta îmi pare rău. Niciodată încă n-am renunțat în viața mea.
La nicio probă la, sau... Adică să încep proba și să nu să note. Cu greutăți, că vorba stinsul luminii, vorba că da. Hai mă, du-te mă, vezi că te așteaptă. Da. Ați fost și îmbărbătat puțin din... Da. Deci clipe frumoase? Da, chiar atletismul mi-a creat foarte multe. Și plus, cum să zic, acum suntem un grup de 6-7 la categoria asta. Ne întâlnim. Nu știu ce e o altă, că ce-am căutat la Galați, la Naționale. Am fost 4 persoane la Galați. Da. De vârsta plus 80 de ani. Da. Care unul singur a lipsit. Suntem 5 la categorie. Deci ne întâlnim. Era bolnav, probabil, sau nu? Am avut o chestie. Doi colegi. Da. Socaciu e la Alba Iulia și nu se înțelege cu ăsta de la Brașov, cu da. Galu. Dar am fost acolo. 4 persoane ne-am apucat de mână, ne-au dat diplome, ne-am împrățișat, am făcut masa comună. Am dat un exemplu de continuitate și de... Cum să zic? Am făcut să aprecieze oriunde am mers, toate drumurile au fost deschise. Deci sunteți la competiții și invitat. Sigur. Este un calendar specific. Păi este calendar. De exemplu, aici, la Zalău. La Zalău, hai să vorbim de Zalău. Hai să vorbim de Zalău. Nu-i trecut în calendar categoria plus 80. Nu este? Nu este. Am înțeles. Anul trecut, exact, nu a fost și am spus, o făcut ce o făcut, dar tot nu s-a ținut. Anul ăsta le-am spus, mă, treceți, mă, că și voi să fii ca noi. Păi eu, cum să vă spun, aș milita pentru treaba asta din moment ce singurii, să zic, care faceți totuși valuri, să zic așa, în probe respective, plus da, 80, sunteți da. Din anumite localități, ar trebui să fie trecute în... Exact. Din respect față de... Și acum am fost la Galați, la Național, am vorbit cu 4, deci cu încă 3, Alba Iulia, Socaci, Emeric, da. Stoicescu, de unde? De la Constanța. Brașovu. Deci ăștia sunt... Și mai este ăsta Oltean. Știți cum da. E cu Oltean? Da, bă, vii ce viu, nu. Și Oltean, deci dacă ne întâlnim toți 5, dar 4 sigur ne întâlnim la Zalău. Da. Am o să zic, fă bologaros de premii. Diplome? Am o diplome, o hârtie. Rezolvă cu cazarea și... Dar sponsorii vii. Cum vă descurcați? Mai sunt la nivelul ăsta. Propriu. Profesor. Propriu. Da. Buzunarul propriu. Deci dacă aveți în buzunar, da. E propriul sponsor care... Da. Dar și să știți, nu mă interesează, dar mergem la competiții, fiindcă ne întâlnim. Să faci o masă comună. Am înțeles. Asta face foarte mult. Și apoi ne întâlnim toți, apoi, mai ales domnul Cornel Florian, care e foarte, foarte apreciat din punctul ăsta de vedere. Nu există să nu... Am o spun, apare cu Țuica de Zalău, îl apreciază toți când îl văd, nu? Și, mă rog, unii da, alții nu, da, Augustă, nu? Da, domină, sau, hai să zic, dominăm din punct de vedere al desfășurării, a anturajului manifestațiile astea. De sfârșit, că se face, vinerea. Cam vinerea seara, apoi sâmbătă mai sunt ceva probe, unii pleacă, unii nu. M-ați făcut să îmi amintesc de o discuție înainte de 89 cu cineva. A zis, domnule, uite, mă duc la București la un minister. Păi zic, mă, te duci din Zalău foarte bine, că trebuie și nouă, ne trebuie construcții cu tare. Da.
străzi mai frumoase, școli, nu știu ceva, zice, mă duc o documentație la minister și trebuie să nu-mi faci rău de ceva, țuică. Cunoșteam pe cineva, ceva pe lângă de Zalău, facem la la, erau sticle, nu erau de plastic, adică, erau sticle, sticla, sticlă. Da. Păi, am făcut rost, zice ăla, bun, peste câteva zile au venit înapoi din delegație de la București, la care, bucuros, bă, zic, ai rezolvat, bă, zice, am rezolvat, dar zic, cum e acolo, cum e pe la ministere, cum e? Bă, zice, am intrat la secretariat, a venit persoana respectivă, zice, ai documentația? Păi, zice, eu am scos dintr-un diplomat documentația. Zice, nu, zice, nu documentația, documentația asta, zice, dar mai târziu, documentația aia altă de Zalău. Zice, sigur că da, o am. Păi zice, domnule drag, atunci știi ce faci? Te duci pe dulap în hol și unde scrie să lași, deschizi ușa și sunt niște bibliorafte goale. Da. Și pui documentația de Zalău, tragi bibliograful și îl bagi acolo. Să lași, s-a dus persoana respectivă, zice, am rezolvat. Ok. Deci așa mergea. Da. Cum credeți că trebuie să fie și o alimentație pe genul ăsta? Acum, la alimentație mai greu e în funcție de cum suportă organism. Deci cum suportă pământul? Exact. Că, de exemplu, niciunul. Nu beau lapte. Eu lapte aș bea de casă. E foarte bun pentru competiții. Deci, nu. Alții nu suportă, mă, să zic, ceapă. Dar organismul, fiecare își cunoaște. Fiecare își cunoaște organismul și îl adaptează după. Nu, îi place ceva. Apă, bineînțeles că trebuie. Acum, înainte sau nu consumați nici înainte? Acum ca să vă spun, da. Eu sunt foarte criticat de doamna doctor Angelescu, că eleva mea, da. Când am început, un talent deosebit la tenis, alergare, tot, că nu beau apă și nu prea beau apă. Bun, da. Atunci nici să zic, acum hai să zic între noi, că nu ne aude nimeni vorba aia. Nici un par de pălincă, nici un par de vin sau ceva. Alea nu se refuză. Nu se refuză, serios. Că zicea și un doctor, da. Domnule, dacă ai o țuică bună, îți crește în grădină sau un par de vin bun, decât să bei. E tradițional, știe lumea despre ce vorbim, zice. Da. Eu, fiind născut din Maramuș, cum v-am spus, eu de obicei țui. De obicei, un par de țuică, da. Chiar și două, vin mai puțin, vin ăștia după ce, când facem chiful, după ce ne săturăm de da, mâncare, că e un par de vin două. Deci vă dați seama că și în, acum fiecare a citit minim, așa? Sigur că da, de-a lungul istoriei, de la daci încoace, tot timpul. Deci, pe aceste meleaguri a fost viță de vie, a fost prun, exact. A fost cutare. Bun. Trecând peste această problemă, a zis că la atletism, deci la cele două probe, 5.000, da. 10.000. Dar din polisportivitatea asta, la care mai mergeți acum? Acum, mă rog, tenisul de câmp, care e vorba aia. Nu mă pot lăsa de el nici el de mine și sunt competiția asta principal. Și, cum să zic, reușesc și eu și încă câțiva să menținem echipa asta, adică e plus 80. Da. Suntem 5. Aveți unde să zic să vă antrenați? Să mai... Păi, ne antrenăm. Și dar unde să desfășurați? Exact, dar ăsta e pentru concursurile naționale. Deci, suntem ăștia 5, care 4 sigur vor fi la Zalău, ca așa, fiind pentru mine. Da. Care tot mă lau. Și atunci faceți fiecare cu fiecare? Fiecare cu fiecare. Depinde. Și probabil și un dublu, dacă... Da, starea timpului va permite, dacă vin tornade și... Colegii ăștia că sunt mai bătrâni, peste 80 de ani, iar face dublu mixt. Sigur că o altă discuție, dar în același timp vreau să vă zic că în competiții internaționale, și vă amintiți, cam ceva moment așa mai... Trecând pe lângă ăla cu Varna sau unde ați fost în Bulgaria, cu Lumina, știți? Da.
Ați mai fost în ceva turnee? Da. Nu am participat la internaționale. De la asta nu. Nu. La concursul deci oficiale, oficiale și tot. Oficiale. Așa ce e. Bine, că acum la asta la național, acasă, o vine doi nemuri. Hai, domnule, ce să jucăm? Mă, păi, mai jucă. Sigur. Dar ce, concurs da. Oficial, nu. Ce părere aveți acum despre că dumneavoastră știți, au fost bazele sportive mai de mult, au fost întreținute, au fost sub îndrumarea unor, să zic, cum a fost și aici, Palatul Copiilor, exact. Casa Pionerului. Acum, parcă cu aceste dezmembrări și aceste descentralizări, totuși e ceva, o ruptură. În administrarea bazelor sportive, mă refer. E mare ruptură. E mare. Acum, să vă spun, fiecare se gândește să facă ceva, nu că vor să facă. Vor să facă? Dar de unde să iasă ceva? Așa, pe gratis, pe... Nu. Nu. Și nu, și sunt oameni și fac, dar dacă iese ceva e bine, dacă nu iese, apoi nu e. E bun, dar bazele ar trebui, dacă sunt folosite, ar trebui și întreținute, în domnul exact. Deci un fileu, o ruptură, o păpus. Am un norocul, vă spun, faptul cu Clubul Sportiv Municipal, la nivel de oraș. De oraș. Dar unde domnul Mureșan și, mă rog, bază așa de copii estimați, Carp face acolo, băiatul lui Carp și Palatul Copiilor. Și Palatul Copiilor. Și Palatul Copiilor. Nu știm nimic despre, a fost între timp și ca un, poate și mijloc de relaxare, tabăra Meseș, cu, erau concursuri totuși acolo pe timp. Bine. Tavara mea așa a fost o chestie, că acum nu, din punct de vedere a profesorului de spus asta, dacă faci la atitudine, totuși nu e jos, în zălău, ci sus. Da, dar ai o eficiență foarte mare asupra organismului copiilor. Și de obicei, în fiecare, că se făcea tabe, de fiecare dată făcea. Ducem o serie de copii, mă rog, la... La tenis, acolo. Și avea o cum să zic, o serie, o, numai cu tenis. Deci se ocupa numai cu tenis. Numai, da. Credeți că în ultimul timp s-a uzat și noțiunea asta de profesor, să zic așa, de educație fizică? Sau s-a mai specializat, dar nu sunt copii atrași spre sport, spre știți cum educație fizică? Eu, omul sfințește locul. Depinde de om. Depinde de om. Depinde. Și eu zic că depinde de om, pentru că am fost toată la un turneu de fotbal și am văzut copiii șutau la poartă, treburi, minuni, zic, mă, dar n-au profesor de... Zice, domnule, acolo e profesorul într-o parte, zice, un copil mai dezghețat. Domnule, dragă, ce nu-l deranja că e profesorul de educație, dar nu știe nici șuta la poartă, nici lăsați că ne descurcăm noi copiii. Erau sub clasa 8, erau 7, 6, deci probabil mai sunt. Mai sunt probabil probleme din acestea când aterizează într-un alt domeniu, știți? Să nu fiu rău, toți ar vrea să iasă. Da. Nu contribuie. Nu contribuie. Nu contribuie. Deci ca să primești, trebuie să și dai. Trebuie să dai. Și să iubești. Principiul uman. Exact, să te apropii. Să te apropii. Să-l înțelegi, să-l faci să te înțeleagă și să... Acreditate, da? Știți, domn profesor, pe dumneavoastră vă, după câte am luat și eu ceva referințe, așa, nu că mă ocup să, de investigații speciale, dar zic așa lumea, bă, profesorul Bologa, da, uite, și pe mine m-a învățat și mi-a spus o vorbă bună și asta, ați avut de-a lungul timpului, chiar dacă poate la aceea nu i-a plăcut sportul, dar o vorbă bună tot i-a spus de la dumneavoastră și a rămas cu vorba, iar dacă mai practica și sport, a fost fericit. No, fericit. Știți cum e cu vorba bună? Cred, în primul rând, cred că exemplul personal a fost ăsta. Da. N-am stat pe bancă când copiii aveau educație sau ăsta. Am participat activ. Deci activ la ora educației, le-am dat indicații, am situația așa a fost să schimbăm modul de procedură, să... într-un fel, în altul,
Dar n-am stat pe bancă să stau să mă uit cu masa. Da. Am fost participant activ. Activ la... și efectiv. Bun, reluăm după pauză aceste frumoase idei ale domnului profesor Petru Bologa. Reluăm după ce avem un moment publicitar aici la Sărăjanul TV. Da, reluăm partea a doua arenei sportive, arena sportivă care, după cum v-am spus, se difuzează în fiecare luni seara de la ora 19, reluare marți seara de la ora 22, oameni deosebiți în sport, oameni care au făcut ceva, oameni care au idei, timp în care și în această seară l-ați revăzut și îl vedeți în partea a doua pe domnul profesor Petru Bologa, multiplu polisportiv, ca să spun așa, timp în care o să depănăm niște amintiri ale dânsului și considerații ale vremurilor în care trăim. Deci, domn profesor, ziceam mai înainte principiul că primește și dă, adă și primește, sau omul potrivit la locul potrivit, sau omul sfințește locul. Deci, cum ar zice dumneavoastră, dar ce ați avea de adăugat? Amândouă. Omul sfințește locul și omul potrivit. Omul potrivit la locul potrivit. Numai că acum vă spun. Ne referim a cinci sport. A cinci sport și la tenis de câmp acum. Se organizează turneul ăsta la Zaleu. Da. Vă spun. E domnul Hodre, e domnul Leitan, care, nu vreau să zic altceva. Da. Organizează. Bine, dar sunt acum, și mai tineri. Păi de la... Dar la categoria dumneavoastră sunteți vii. De la 35 în sus. Plus 35. 35, 40, 45. E deschis. Dar plus 80. Păi la plus 80 deja. Nu e. Dacă ăla merge la 35 plus 35 și 70, tot nu vă depășește. La plus 80 deja e... No, acolo nu e categorie. Nu. De zălăuani. Și acum nu că sunt eu. Bun, și eu atunci cum participa? La ce? Deci, păi eu poate. Acum... Vă bagă la diverse. La 70. La 70. Peste. Sau 70. Plus 70. A, dar s-ar putea, că acum am vorbit cu ăsta, cu Leitan și cu... Cu organizatorii. Să bage, că ne adunăm. Luzinca, că nu suntem. Suntem cinci. Cinci, dar e foarte mult. Da, exact, cinci. Dar patru sigur participă. Bun, mai ales că o mare numele, că la Zalos urmează cel mai bine turneul. Al veteranilor. Mă rog, ceilalți, ca nu trebuie așa. Faptul, am avut un că dă de mâncare. Faptul că apreciază cu caza, ne întâlnim în fiecare zi să dai mâncare la 80, cam așa, e ceva. Dar se organizează. Deci și la categoria noastră sunt... Da, nu și plus, e... domn profesor, mă scuze că vă întreb, plus acest mesaj dat de dumneavoastră și de cei trei colegi, patru, bă, la 80 plus 1, uite, am văzut o lovitură, un rever, mai aleargă, face o piruietă, face niște chestii pe care nu-i de aici de acolo să le fac o paranteză acum. Haideți. Am fost la Galați, la Național. La Național. Am fost patru. Le-am pierdut toate trei către meci. Oboseala, sunt multe, da. Adaptarea și cum scrie în ziar, că bârfa și nu știu ce. Dar știe dumneavoastră ce fac. Dar, sincer vă spun, doi de la Federație, care erau și acolo, alții, au apreciat și apreciază și acum reverul meu cu mâine. Reverul comun. Zice, bă,
Zice, e secretul dumneavoastră, adică, ala nu-l poate... Nu-l poate. Și măi, filmați-l, măi, apreciați-l, uitați-vă la el. Hai că-ți aduc un coș de mici și să dai să vadă, acum tineretul, să vadă da. Este cum se lovește. Perever. Perever. Deci ăsta e... Acum, ca să zic, lovitura Bologa. Da, lovitura Bologa. Mi-aduceți aminte că pe timpuri era aceste seriale și filme. Cei trei mușchetari era cu D'Artagnan, cu Laleaua Neagră, da. Cu Gerard Baret, era și Jean Marais, eroi, adică actori mari și jucau în aceste filme. Și întotdeauna erau niște lovituri specifice, deci la dueluri mă refer, da, da, deci da, înviteau adversare, zice, lovitură specifică, era Partaion sau mă, da, rog, mă rog, specifică, aveau ei o fandare și după aia le învingea. Da, da, da. Și acum mi-ați amintit cu reverul și dumneavoastră... Lovitură specifică, lovitură... Florin Persi. Da, Persi, dumneavoastră din Bologa. Da, da, da. Într-adevăr. Corect. Deci, să reluăm atunci concursul ăsta de la Zalău. Deci ar trebui ceva îmbunătățiri, ca totuși să fie în regulament. Sau nu este un regulament specific de concurs? Sau numai organizatorii. Eu zic că în interes ar câștiga dacă ar pune plus. Sau să mai... Deci cum să vă spun? Să ia exemplu și de la alte... Da. Orașe, să spun. Exact, și de la, da, că numai la naționale mai e trecut, plus 80. Alții nu fac. Nici Botoșaniu, nici ăsta, Craiova. Craiova, da. Centret. Da, da, și acum sunt patru, adică patru care sunt efectiv, Brașovul ăsta, Galu s-o cam îmbolnăvit, dar cinci. Îi Brașov, îi Craiova, îi ăsta Mare, îi Zalău și Alba Iulia. Ăștia cinci sunt. Deci atât. Cinci, da, cinci orașe cu cinci obraznici, așa. Cinci, da. Mai țineți legătura cu cineva din federație, pe linia... Acum, vă mai remarcă? Sigur că da, pe acum mai mult. Dar acum am aflat, când am fost la Galați, primesc un telefon. Zice, Mirișan. Da, Mirișan. Mirișan, care... așa, dă telefon. Zice, nu-mi place rever. Nu-mi place reverul? Rever. Zice, băi, zice, ce vorbești tu? Da. Bun. Referitor la reverul meu. La reverul dumneavoastră. Da, da. Domn profesor. Deci știe că e sunteți foarte... persoană foarte recunoscută, deci în materia ce de sport, în Zalău, da. În Sălaj. Aveți, să zic, și oameni care vă admiră efectiv, dar așa ați observat că se transmite acest mesaj al dumneavoastră undeva, deci îl găsește așa ecou. Acum, oricum, vorbiți cu lume. Exact, să știi, uite, că acum mă duc pe stradă, da, nu, și mă salută unul, zice, poate unul, ce știi cine, la ce-i domnul Bologa, zice, la da. Face tenis. Dumneavoastră vă prefaceți că da. Mergeți în continuare foarte da. Îngândurată, da, dar da, auziți păi, tot. Iau, da, da, da. Da, și eu mă îndrești pe ăsta-i Bologa. Și se transmite. Se transmite. Și mai sunt chiar și astăzi, câte unul se oprește și murmurește să vadă ce fac, cum... Dar la teren, mai vin și la... Nu, că... La teren se întâmplă un fenomen. Da. Nu prea vin. Dar am observat că dacă merge soțul, mare un medic, un inginer la tenis. La tenis. Are. Soția mere după el să-l aducă acasă. Am înțeles. A, sau alt, mă rog, așa. Da, deci pe undeva pe trebuie undeva schimbat așa. Ceva. Și rupințe. Am făcut și mă bucur, auziți, a fost acum un inginer, a fost la armătură. Păi că vine spre la jumătate antrenamentul, dar n-am știut, eu nu știu. Că m-au chemat pe mine ca să fiu al patrulea, doi băieți și două femei. Da.
să fiți... Să fim bătrâni, am jucat, eram cam obosit pe la ora 11 noaptea. Deci, era lumină, era tot. Era sigur, nu, așa a fost aranjat. Ca să... Și când m-a făcut la sfârșit, bă, că, Doamne, zic greșiți, Doamna Asuțea, când veniți de acum înainte, luați racheta și veniți și dați la perete. Nu s-o simți cumva că... Nu, încă s-o bucurați, mulțumesc. Să știți că de câte ori viu cu soțul, atunci am aflat, și viu cu soțul, mă duc la perete, rachetă am, mici lucruri la perete. Dacă o fi pe aici, voi și da niște indicații, că nu, da. Trebuie un pic. Deci până la urmă e și un sport de masă, de întreținere a organismului. Da. La vârstă, să zic. Da, și dacă, cum a spus noastră. Exact, dacă îl faci cu plăcere, are eficiență efectiv foarte mare asupra organismului. Totul e să ai plăcere să te duci, să dai. Ca și după o secetă, să zic, vine o ploaie răcoroasă, da, și omul de la țară zice, asta am așteptat, da, să vină ploaia și să facă... Acum, la unul de 75 ani sau de 70 sau 60, nu trebuie să-l înveți serviciu. Că e greu, el o are mentalitate, dar cum o face să facă singur sau deplasarea la revers. Da. Bun, referitor la aceste concursuri, să zic, faceți ceva încălziri specifice înainte sau intrați direct în concursuri, cum am numit-o, 5.000, 10.000? Acolo, cât de cât, deci trebuie. Deci am condiția fizică. Deci aveți condiția fizică necesară? Dar nu mă mai duc la 5.000. Nu. Am renunțat. Ați renunțat și merge la 100, 200? 100, 200, 400, greutate, disuliță, ca să fie 7 probe, ca așa probe. Mai 600 sau, da, 800, depinde, mai partici. Ce mai mare probe. Că ultima dată când am alergat acela zară, la semi-maraton, am simțit oboseală și poate de atunci... Dar când se organizează așa ceva, am văzut prezent, da, la... Da, da. Zilele când a fost... Zilele Zalăului, da. Zilele Zalăului, ați participat și v-a aplaudat lumea. Da, dar... Nu mai. Dar nu mai. Nu mai. Nu mai, că e prea mult și... Tot eu și cu 10.000, tot eu și, da, cu 400. Și... Ca, cum să zic, organismul să fie activ. Da. Este și această muncă, să zic, cu creierul, adică dumneavoastră vă propuneți ceva, bă, propun să mă duc la această probă și să o termin. Deci este în legătură, să zic, creierul uman cu ceea ce ai posibilitate, ca și organism. Exact. Se comandă la organism, domnule, du-te în față și funcționează. Merge în acest principiu. Merge, merge. Și v-am spus, încă n-am abandonat nici o probă cât. Deci asta e... Asta a fost din 51. Nici o probă de atletism cât a fost, n-am abandonat. Gata, mă retrag, nu pot. Cu toată rușine, că acum zice, da, bârfa, că acum, da, ultima care am alergat semi-maratonul și 10.000, că ultimul, dar o termin. Deci nu abandonez. Mi-a zis, așa, cu acest cuvânt, mi-amintește de faptul că acum zilele trecute și acum în curs de desfășurare Cupa Americii de Sud, da, am sud la fotbal, timp în care la un moment dat Argentina a mers foarte prost în grupe și, mă rog, în Brazilia se desfășoară. Așa, ca niciodată cu Argentina. Da, și da. Argentina, sigur că da, cu Paș, Molcom era să fie eliminată, până la urmă a ajuns cu Chiu Cuvai în semifinale, a întâlnit, da, pe Brazilia, a spulberat Brazilia, dar între timp în grupe a intrat... Cine credeți în vestiare făcând scandal? A intrat Maradona, care știți că Maradona... No, Guralivo! Direct la Messi s-a dus. A zis, domnule, abandonează fotbalul, faci de rușine, uite, tricou cu numărul 10, cât l-a purtat și cu tare, să plece, să abandoneze. Vă dați seama ce categoric a fost acest
sportiv fotbalist, vă dați seama că cine fuma Maradona. Da, da, da. Deci de asta zic că principiul dumneavoastră e un principiu de a nu abandona, de principiul olimpic, practic. Ai exact. Continuă, ai pierdut continuu. Exact, exact, exact. Și atunci și eu vă zic că în viața dumneavoastră probabil v-au cerut ajutorul sau consultanța și persoane care erau interesate să facă da, ceva. Și le-ați dat concursul. Totdeauna le-am dat. Și eu consider că, pentru alte, exemplu personal. Exemplu personal. Exemplu. Aia mi-am dorit să iau, să iau de mână pe copil, pe nepot, pe nepoată, pe doamna, hai să zicem, doctor, pe Rodica Prodan de la Var City, ea, tot ar veni la da, Zalău să alerge. Când ar veni? Da. Dar probabil și firea dumneavoastră și felul de a avea în sânge, probabil nativ, această dragoste, să zic, de pentru acest sport și pentru faptul pentru de a transmite mișcare, ceva, pentru mișcare. Pentru mișcare, asta. Pentru că noi trebuie să transmitem generația asta și mai departe că mișcarea înseamnă sănătate, în final. Exact, așa scrie. Mișcare, sănătate, sănătate, mișcare. Da. Că acum dacă vorba deci, aia... Deci am multe chestii, nu sunt acum să spun. Înainte erau, sigur că da, acea muncă de 8 ore, acea muncă în agricultură, erau un dute vino. Sigur că, cum a spus și dumneavoastră, nu erau celulare să spună unde ești și ce, să-ți bage încă un stres în plus. Era de la un telefon fix, da. În 4 ore nu te mai căuta nimeni. Dar, cum a spus și dumneavoastră, odihna trebuie să fie odihna și munca trebuie să fie muncă. Deci ce ați recomandat, să zic acum, tine? Funcția creează organ. Da. Dar mișca. Ce ați zice acum, dacă ați fi un profesor, să zic, de 25 de ani, să recomandați tineretului? Înapoi, să zic, revenim, da, tunelul da, timpului, cum da, se zice da, în film. Da, da. Deci ați recomanda ce, cu ce ați început și dumneavoastră. Da, da. Cu muncă și... Cu muncă. Și vorbeam la un profesor și elevi, și, na, e exemplu personal. Schimbate față, n-ați observat, programele astea școlare, să zic, educație fizică, când ați fost dumneavoastră și acum, n-ați remarcat ceva asemănări sau deosebit? Ceva e schimbat. Și de aia însu depinde de profesor, de dăruirea profesor, de atașarea profesorului față de elev. Profesor respectiv, cum? Cam un nou, trebuie să le-ai, domnule, să le-ai de mână, mă, hai să ne mișcăm, hai să alergăm, hai să facem. Și să-i depisteze sau să-i dezvolte calitățile care le are. Care le are. Asta e foarte important ce a spus. Calitățile care le are, cum să zic, pedalează pe partea bună a elevului. Da. Asta e foarte important. Deci pe partea bună, pe aia să pedalezi, pe aia să-l introduci în activitate, în alte activități de natură fotbalistică sau atletică. Cum aici ai tineretul nostru. Da. Cu aceste cuvinte frumoase și cu aceste considerații, să spun așa, parțial filozoficele domnului profesor Petru Bologa, noi vă spunem la revedere, toate cele bune și vă așteptăm la o nouă ediție a Arenei Sportive. La revedere!